formația stereo a încercat o formulă cu o chitară și cu orgă, la care cânta Kurt Busch, un sat de treabă și talentat. Nelo Oprițe era toboșarul, se bâlbâia puțin când se enerva și se dezbrăca la bustul gol, fără probleme ca să poată bate mai bine toba. Eu cântam la chitară solo și cu vocea. Am început să repetăm, iar după 2 sau 3 săptămâni am cântat și eu pentru prima dată la o seară de dans. Lumea dansa și aplauda după fiecare piesă. Alții stăteau cu ochii beliți pe cât un instrumentist, urmărindu-i fiecare mișcare. Eram toți la liceu și ne durea undeva de comunism. Veneam cu toții din familii sărace, iar lucrul ăsta probabil că ne-a unit, ne-a ambiționat, ne-a făcut să mergem înainte, fără prejudecăți, doar cu cei 7 ani de acasă și cu buzunarele goale. Între 70 și 75 am activat în cadrul UTC, dar asta nu a însemnat nimic. În afară de muzică, nu am avut nicio legătură ideologică cu UTC-iștii sau comuniștii. Și nici nu ne-a sfătuit careva de pe acolo să fim mai mult decât eram. Am fost liber și am făcut ce vroiam. Am cântat orice piesă. Ne trecea prin cap. Nu ne oprea nimeni să facem repertoriu cum credeam noi că e bine. După 80, lucrurile s-au schimbat drastic. Partea a doua a deceniului a fost horror. Cred că ne-am prietenit destul de repede, iar programele noastre au început să coincidă. Ne vedeam la repetiții, mergeam împreună la filme, de obicei pe Corso, la Pacea, după fiecare cântare era clar. Mergeam la Împăratul Romanilor, unde mâncam muș ciobănesc și beam bere străină. Când am intrat prima oară în Casa de Cultură, oficial, ca să zic așa, ca membru proaspăt al trupei stereo, am avut sentimentul că am pășit direct într-unul din visele mele, într-o lume aparte, specială și în care nu poți intra decât dacă Dumnezeu îți spune ceva magic în traistă atunci când te trimite pe pământ. Sclipiciul ăla, aura, talentul și pasiunea de care ai nevoie ca să poți face lucruri deosebite, muzică, de exemplu. Pentru că muzica o pot face și o vor face doar cei născuți și înzestrați pentru asta, cei care vor avea tăria să renunțe la atracția pe care o exercită o terasă cu bere rece în seriile calde de vară, alături de prieteni, pentru câteva ore de studiu la instrument sau cu vocea. Pare ciudat, nu? Parcă nici eu nu mai sunt prea convins acum, dar vă spun sigur că asta este calea. Ăsta e drumul către scenă, sau cel puțin asta am făcut eu. Și cum la un moment dat cântam la 3 instrumente, vioară, pian și chitară, vedeam destul de rar strada. Se pare că eu am fost norocos.